Omul de afaceri craiovean a fost condamnat inițial de Tribunalul Dolj la 7 ani și 6 luni de închisoare. Genica Boerica a făcut recurs la Curtea de Apel Craiova, iar magistrații au redus pedeapsa la 6 ani. În același dosar au mai fost condamnați Radu Constantin Drăgan la 2 ani de închisoare, Aurel Dorian Prie la 3 ani de închisoare și Florentin Șargardoschi la 2 ani de închisoare. Cei 4 au fost trimiși în judecată în această cauză în februarie 2008, toți fiind acuzați de constituirea, aderarea și sprijinirea unui grup infracțional organizat pentru a obține ilegal rambursări de TVA de la Direcția Generală a Finanțelor Publice Dolj. Curtea de Apel Craiova a admis apelul declarat de parchet și de inculpat. A condamnat pe inculpatul Boerica Genica la pedeapsă de 6 ani închisoare. În timpul 67 cod penal, inculpatului a fost aplicată pedeapsa complementară a interziției drepturilor profesate de art 66 litera A și B din codul penal pe o durată de 3 ani după executarea pedepsei. Aceasta este a doua pedeapsă cu închisoare cu executare primită în acest an de Boerica, după ce în ianuarie Curtea Supremă l-a condamnat la 10 ani și 3 luni pentru spălare de bani. Înainte de decizia Înaltei Curții de Casație și Justiție, Genica Boerica a fugit din țară și a fost dat în urmărire internațională.